Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Preiubiți părinți, preiubiți nași și preiubiți adunare, frați și surori, slăviți să fie Domnul. Citim câteva versete de la Sfântul Evanghelist Luca, la capitolul 11, versete care au legătură cu Evanghelia de astăzi, cu toate că ele s-au citit vineri. Deci în fiecare zi este o Evanghelie. Chiar dacă în calendar nu este scris, cine are și cine vrea să aibă, cumpără testament, Noul Testament cu psalm și acolo găsește la cuprins toate Evangheliile de peste an. Capitolul 11, versetul 23 începând. Cel ce nu este cu mine este împotriva mea și cel ce nu adună cu mine risipește. Când duhul necurat iese din om, umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă și negăsind, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și venind, o află măturată și împodobită. Atunci merge și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el și, intrând, locuiește acolo și se face cele din urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dinainte. Și când zicea el acestea, o femeie, din mulțime, ridicând glasul, a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai supt. Iar el a zis, așa este, dar fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și le păzesc pe el. Și pentru că suntem la un botez, citim de la Pilde, capitolul 10. Fiul înțelept înveselește pe tatăl său, iar cel nebun este supărarea maicii lui. Nu sunt de niciun folos comorile dobândite prin fără de lege, numai dreptatea scapă de la moarte. Domnul nu lasă să piară de foame sufletul celui drept, însă el respinge lăcomia celor fără de lege. Binecuvântarea Domnului vine peste capul celui drept, iar ocara acoperă fața celor fără de lege. Pomenirea celui drept este spre binecuvântare, iar numele celor nelegiuiți va fi blestemat. Și vă rog să citiți acasă, pentru ca să nu răpim timpul fraților, pentru că dorim să ascultăm cât mai mulți frați. Aș începe cu, să zicem, o istorioară, dar ei nu istorioară, este o poveste foarte adevărată și iar nu-mi place să dau numele, un preot, așa cum preoții și cum noi ne cunoaștem între noi, a fost un eroiaș care a lipsit cam multe duminici la biserică și părintele, iubind acel eroiaș, cum toți preoții se fac la fel și toți frații să ne unim între noi și să ne iubim, a văzut lipsa credinciosului și s-a dus până la casă. A bătut la poartă, i-a deschis frumos, politicos, a intrat în casă și el stătea în fața focului. Imediat, omul, ați văzut pe internet, deci care ați văzut știți despre ce vorbesc, și îl invită să stea în fața focului. Stă în fața focului și dă-mi un clește. A dat un clește și din foc a ales un jar atec foarte aprins, l-a pus deoparte, fără să spună niciun cuvânt. A stat o perioadă, nu știu eu câte minute, că nu e asta important, și cărbunele din roșu s-a făcut negru. Părintele a luat cleștele, a luat cărbunele, l-a pus apoi în foc și cărbunele, intrând în foc, în jar, a devenit iar roșu. Părintele a spus, bună seara, și a plecat. Și omul politicos a zis, părinte, vă mulțumesc foarte mult de vizita pe care mi-ați făcut-o și am înțeles morala. Fără unitatea credincioșilor, fără Dumnezeu, fără credință nu face nimic. Ni se pare nouă că știu cuvântul Dumnezeu, am destule învățături, pot și singur. Oaia care este în turmă o mănâncă lupul cu siguranță. De aceea, slăvit să fie Domnul, că ne-a mai rânduit o zi să fim împreună și să putem sta aici, să ne putem zidi unul cu alții. Și așa să ne îmbărbătăm, așa cum spune cuvântul, unul cu un psalm, unul cu o cântare, unul cu vorbire, toate să se facă spre slava lui Dumnezeu. Și pentru că suntem la un botez, cuvântul spune așa, într-una din pasaje. Slavă ție, Doamne, că din gura pruncilor și a celor care sug, ți-ai scos o laudă, ți-ai scos o laudă împotriva celor care vin la tine cu duh de răzbunare. Cred că am rămas fără cuvinte, cel puțin eu, sau poate mulți de frați a remarcat psalmul fratelui Iamin. Ce binecuvântare este să pui copilul de mic, să-l înveți de când e mic, să ai comorile acestea adunate din ta, așa cum spune psalmistul David, care este sărbătoritul de astăzi, și David înseamnă iubit. Deci David a fost
iubit de Dumnezeu și așa spune în Vechiul Testament, un om după inima mea, David. Așa a fost Sfântul David, chiar dacă din ura diavolului a căzut, dar s-a și ridicat. Bine este să nu cădem, dar rău este să nu ne ridicăm, pentru că vrășmașul după ce vine și ne chinuiește cu ispita și vine, așa cum am mai spus o altă dată, diavolul stă la ușă pândind, iar Domnul stă la ușă și așteaptă. Da, și bate, dacă aude cineva glasul lui, va intra la el și el cum va intra la el și el cum îi spune cuvântul și vom fi astfel împreună. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru mamele care nasc copii și mamele care nu se îngrijorează și tații care nu se îngrijorează de ziua de mâine, căci fiecare copil are pâinea lui. Dacă o pasăre zice că ne spune cuvântul de trei ori și noi nu înțelegem, eu poate sau nu știu cum se întâmplă, uitați-vă la crinul câmpului, nu seceră, nu seamănă, nu ară și totuși nici Solomon, fiul lui David, n-a fost îmbrăcat ca unul din crinii aceștia. Uitați-vă la păsările cerilor și vedem păsări. N-au hambare ca noi, n-au conturi, n-au nimica și totuși Dumnezeu le hrănește. Ele zboară, fac parte lor, dar nu sunt ca noi. Noi toți avem acolo să avem. Și într-o zi, toate acestea, dacă ne stăpânesc, ne va arunca din împărăția Dumnezeu. Și așa spune cuvântul Domnului. Să cântăm mai întâi împărăția Dumnezeu și neprihănirea și celelalte lucruri vin pe deasupra. Pentru că astăzi este vorba de o mamă și pentru că am aflat ceva vineri seara, am fost la un sfat cu frații și e bine de știut. Fratele Sam este frate geamăn cu sora Tabita. A luat nevastă sora Tabita și astăzi este Sfânta Tabita, cea care a fost înviată de Sfântul Petru în Faptele Apostolilor. Deci acea Tabita, o altă fată credincioasă, fiică credincioasă, că nu spune cuvântul că era căsătorită, când a murit toate văduvele o plângea. De ce? Pentru că era o femeie a lui Dumnezeu. Cu acul ei, fiecare veneau și arătau cămașa, ploverul sau ce ne-a făcut tot ce ne-a avut Tabita. Și atunci Sfântul Petru îngenunchează și se roagă Domnul și el o înviază. Deci iată de ce avem noi astfel de adunări. Nu meritul nostru, meritul bunicilor și stăbunicilor noștri. Eu cunosc numai bunicul după mamă, fratele Ion, eu îl știu de Dănăilă, Nicu Micu, dar i-am cunoscut și pe tata lui, pe frate Nicu Micu, frații de la Ivești știu bine lucrul acesta. Și iată că acești oameni care au dus cuvântul Dumnezeu până la noi, dar prin multe încercări, mai spus eu, nu cu o mască pe figură, cu bătăi și cu amenzi, cu chinuri, cu suferință, și a adus cuvântul la noi ca să ne fie nouă bine astăzi. Și totuși noi astăzi, nu știu cât folosim, nu știu cât prețuim adunarea și cât prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Am citit aici în proverbe, în pilde, că cel credincios nu moare de foame și Dumnezeu îi poartă de grijă. Noi suntem la adăpost, noi suntem în mâna lui Dumnezeu, dar numai noi trebuie să fim ascultători. Și am citit special acest cuvânt care spune Domnul despre acea femeie care a lăudat-o pe Maica Domnului spunând: ferice de pântecele care te purta și sine care ai sub. Că da, așa este, Domnul n-a negat, așa este fericită, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și pleacă mai departe și îl împlinesc pe el. Oare câți n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și nu l-au împlinit? Astăzi este Evanghelia aceea cu gadarenii, care și ei au venit și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu l-au ascultat pe deplin, pentru că erau, nu știu, spune că i-a apucat frica, dar nu știu ce fel de frică. Fie că au rămas fără animale, fie că au crezut că Dumnezeu, dacă vii la el, ești un sărântoc, nu știu ce, de ce i-a apucat frica. Și n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și n-au împlinit cuvântul lui Dumnezeu și au ajuns foarte greu. Cu, probabil, nu știu minte chiar, dar să zic o lună de zile înainte, în urmă, dar nu poate chiar o lună, a fost Evanghelia cu pescare, cu pescuitul, pescuirea minunată. Și Sfântul Petru spune așa fel, tot așa Domnului, dar a îngenunchiat în fața lui cu smerenie și a zis: Doamne, du-te de la mine, pleacă de la mine, că eu sunt un păcătos, pentru că a văzut minunea că el, pescar de meserie, o noapte întreagă și a și spus: Doamne, o noapte întreagă m-am chinuit și n-am prins nimica. Da, hai, la cuvântul tău să-ți fac pepla, cu alte cuvinte, am să rup mrejele. Cam necădincios. Și când a văzut că s-a umplut cu rabia și mrejele aproape se rupeau, au chemat pe tovarășii lor, pe Iacov și Ioan, și
s-a petrecut ce s-a petrecut și Domnul a rămas cu ei și Dumnezeu l-a făcut pescar de oameni. Iată că și femeia de astăzi și mama de astăzi și David de astăzi sunt o binecuvântare de la Dumnezeu pentru că au avut rădăcini și pentru că au rădăcini. Și fericit este David, care are o familie credincioasă, dar nu-i suficient. Trebuie în așa fel să comporte părinții, nașii și adunarea, ca acest copil să vadă exemple numai bune. Nu ai cum să faci rău, foarte greu să faci rău dacă tu ești din părinți buni. Pentru că este un mare adevăr și cred că frații voastre știți, l-ați demarcat toți, toți. Fiecare copil seamănă cu bunicul, cu mama sau cu tata. E imposibil să nu seamene. Și eu vă spun sincer, când mă duc în sat la mine, n-am mai fost de mulți ani de zile, unde m-am născut, și când mă întâlnesc cu cineva și îl salut, știu acu ești că seamănă cu mama sau cu tata. Și că da, așa sunt fiul sau fiica cu tăruia. De aceea îl rugăm pe Dumnezeu, care ne vede, să ne ajute să-i fim credincioși, să ne ajute să ascultăm cuvântul, dar să-l și împlinim. Căci vă spun cu durere că este foarte știut, foarte bine știut. Și diavolul a crezut. Și diavolul crede, știe ce este Dumnezeu. De astăzi știu cine ești, fiul Dumnezeu cel prea înalt. Te rog să nu mă chinuiești, pentru că știe judecata care îl așteaptă, dar nu poate să se smerească, nu poate să recunoască vina. Și dacă diavolul numai și-a pus în gând să-și așeze scaunul la nivelul lui Dumnezeu, să fie ca și Dumnezeu, și a fost aruncat pe pământ pentru veci și el nu se mai întoarce, și pentru atâta a fost, să zic, căzut din slavă, pentru că știm și am citit în ce situație era la început vrăjmașul satana și acum este diavol întunecat, înger întunecat, dar eu, frate, da, frăția ta care greșim așa de mult, cu privirea, cu văzul, cu auzul, cu judecata și minte, pentru că și cuvântul Domnului spune că nu numai cu fapta e păcatul, și cu gândul, și avem noi exemple și nu dau acum, dar mi-e rușine să spun că noi numai cu privire păcătuim inima noastră. Iată cât de păcătoși putem să fim, dar dacă recunoaștem, Doamne, să spunem și noi ca mamișul, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Frate și soră, nu poți să spui din inimă, nu fals, inimă, Doamne, sunt un păcătos. Nu pot mai mult, te rog pe tine, ajută-mă. Și ați văzut psalmul, ce frumos spune. Când nu eram decât un plod, ochii te mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. Dar cuvântul spune în altă parte, toți perii ne se numărați, toate gândurile ne se înregistrează, toate. Haidem să-i mulțumim lui Dumnezeu, suntem fraților. Suntem foarte favorizați. Să știți că din lumea aceasta, din Roma, dintr-o, nu știu eu câte, dar multe milioane de locuitori în Roma aceasta și într-o după-amiază ca aceasta, numai noi și poate alte religii, să mai zic, dar foarte puțin stau și slujesc Dumnezeu. Suntem foarte favorizați că suntem aici, când alții sunt chinuiți de duhuri rele și își cheltuie banii și s-o groază pentru familie. Gândiți-vă ce groază era pentru omul de astăzi când era încătușat și legat cu lanțurile, le rupea și pleca și fugea și recunea și era o groază pentru oameni. Și când Domnul i-a fost milă de el, că știa că este creatura lui, și l-a vindecat, și spune că când a venit sătenii, l-au văzut îmbrăcat și întreg la minte și nu au fost mulțumiți. Invidia omului putea să spună, Doamne, ce bun ești tu, cum te-ai vindecat? Pentru că mai citim noi cuvântul și mai auzim noi cuvântul, femeia aceea care era bolnavă de 12 ani de zile a cheltuit toată averea pe la doctor și n-a folosit nimica. Și m-a zis, atins de Domnul și a vindecat-o pe loc. Ce mare putere are Dumnezeu! Vină la el, frate, și soră, și Costică de aici la microfon. Vină la Domnul cu neputința ta și el te vindică. Dar să rămâi recunoscător. Omul de astăzi a ascultat cuvântul și l-a mărturisit și l-a împlinit. Facă Dumnezeu ca și David, frățiorul nostru, când și noi vom fi, poate, mult mai în vârstă sau poate nu mai fi în viața aceasta, ei să-și aducă aminte că au avut un bunic, un străbunic și au avut o adunare și noi i-am fost de model, pentru că vă spun, nu poate nimeni să facă fără model și ucenicul, elevul are un model, învățătorul, dascălul, profesorul, preotul, tata, mama, nașul, nașa, toți suntem rânduiți ca să fim model pentru cineva, să nu ne ascundem spre a fi model cuiva, dar să nu fim un model rău, că spune cuvântul și eu mă îngrozesc. Este cu neputință să nu vină prilej de potihnire, dar vai din cel prin care vine. Frate, dar vai din cel prin care vine. Și mi-e și teamă să spun, parcă e prea greu. Mai bine ar fi pentru el
să îi se lege o piatră de moară de gât, să fie aruncată mare. Atât de mult iubește Dumnezeu un suflet, că el doare pentru el, pentru acel suflet. Iată, și pe Domnul Iisus l-a durut sufletul și a venit la acel om din Gadara și l-a vindecat. Unul singur, nu știu câte mii erau în cetatea aceea, l-a vindecat pentru că era creatura lui. Să ne ajute Dumnezeu și să ne ierte dacă am fost pentru cineva un prilej de potinire, să nu mai fim nici pentru David, nici pentru ceilalți. Și toată lumea când ne vede spune, mă, dar tu ce ești cu tine? Tata meu, și cu asta închei, a avut un curent de servici de la oaste. Noi am venit la adunare mult, după mulți ani de zile, nu-s născut în adunare eu. Și un frate, trăiește fratele, peste 90 de ani, era coleg cu tata și stea totdeauna în spatele autobuzului cu apă plecat, cu siguranță se ruga să căuta o cântare, că și acum e un credincios. Și după ani de zile tatăl a întrebat, ce-i cu tine? Te văd mereu în spate aici, așezat bine și așezat în sensul cu mintea locul tău și a început să-i spună de Domnul și de oaste. Și pe la partea noastră au trecut mulți oameni de cealaltă religie, pentecostal, baptiști, și mama i-a întrebat, sunteți cu Maica Domnului, sunteți cu biserica? Nu, nu-mi pare foarte rău, eu sunt în biserică născută, din bunici, din străbunici și rămân aici. Și când tata i-a spus, mame, eu te-am găsit un coleg de serviciu așa, așa, mergi la biserică, e cu preot, cu adunare, cu oaste, cu cântări, să vină. Și a venit fratele și a rămas la oaste. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de frați. Mulțumim lui Dumnezeu pentru frate Nicu Micu, care l-am cunoscut, pentru toți ceilalți frați și făcători de bine. Să ne ajute Dumnezeu să facem binele. Nu pot să spun, că nu știu de ce nu pot să spun, dar să urmăm pe cei credincioși și să ajutăm pe cei credincioși să stăm, așa cum am spus la început, împreună. Că dacă nu suntem împreună, ne risipim și dacă ne risipim, facem nu bine, rău. Sunt două variante, două căi, bună și rea. Nu poți să zici că ai cald de mijloc, măi, oi fi eu. Dumnezeu și Mântuitorul nu vede bine sau nu spune bine de cei de a treia parte de credincioși, să spun. Ori rece, ori în clocot, căldecel, pentru că ești căld, nici rece, nici în clocot ești căldecel, am să te vărs din gura mea. Să ne ferească Dumnezeu să trăim starea aceasta, că merge și cu adunarea, și cu neadunarea, și cu biserica, și fără biserică, merge și cu frații, și cu nefrații, și în sfârșit, nu. Să ne ajute Dumnezeu să fim următori celor dinaintea noastră, că avem și am avut modele și sunt modele și să-i slujim lui Dumnezeu, cu oricum viața trece și când nu faci nimica. Să ne ajute Dumnezeu să facem bine, bine, așa cum spune proverbul românesc, bine faci, bine găsești. Să ne ajute Domnul să-i slujim cu adevărat, să-i fim credincioși, împlinind cuvântul Său, totdeauna, acum și în veci. Amin.